Toată lumea, toți aceia care răspund în mod individual, sunt în afara familiei. Deci acum crede că e fata mare. Nu e. Haideți să, în niciun caz, să comentăm un pic ce a zis doamna Căveși. Doamna Căveși a zis foarte bine ce a zis. Cazul de corupție continuă. Și cel mai bun exemplu e, uitați-vă, că după ce a început această luptă anticorupție... Ce credeți că a făcut cel de la PNL, sectorul 4? A curat statul. Dom'le, la anul este campanie electorală. Nu anul ăsta. Doamna, dar să despre un domn de la PNL, domnul Rogin, nu știu cum se numește, dar el vrea neapărat să cucerească primăria sectorului 4. Dar stați că încă nu s-a decis, că sunt mai mulți, sunt alegeri interne. Deja? Iohannis l-a pus pe acei structurali. Președinte Ioan, Iohannis l-a dat cu știință. Și a făcut peste tot în sector, în toate cutiile poștale. Deci au început să-i agreseze pe cetățeni de disperare. Domnul Crisescu, nu-i mai bine așa. Au o campanie internă. O campanie internă. Aia am văzut că sunt vreo 3 sau 4. Le-au pus în greșeală. Noi facem congres, a văzut cu votul tuturor. Dar ce face? Domnul Caragheu, exemplu de democrație mai mare ca la PSD. Doamne, domnilor, să nu lăsăm să stea stingheri pe domnul Cristian. Să nu lăsăm să stea stingheri.